O mamă iubitoare are întotdeauna un șorț bine apretat peste o rochie în trend și își adună zâmbitoare familia în jurul mesei pline cu bunătăți, pe care pune și o sticlă cu o băutură răcoritoare. Nevoia de profit întărește aceste stereotipuri, mai ales când e vorba de mass media. Când s-a trezit în ziua aceea, în vreme ce restul casei se bucura de cel mai profund somn de dimineață, doamna Bilă a știut din prima clipă că e pe cale să se producă o catastrofă iremediabilă. A pregătit micul dejun pentru familie, cafeaua pentru domnul Arc și s-a îndreptat ezitant spre șifonier. Știa că de acolo o să îi se tragă. A deschis ușa glisantă și cu un oftat adânc, cu umerii căzuți și cu brațele atârnând inerte pe lângă corp, a avut revelația de care se temea. Nu avea cu ce să se îmbrace. Simțind că îi se taie răsuflarea, alergă cu ultimele puteri la portofelul domnului Arc. Fidel și ademenitor, cardul îi zâmbea larg. Care Brad Pitt? Ce George Clooney? Doar el știa să o facă mai fericită decât orice bărbat din lume. Dar sunt foarte multe femei care se mulțumesc cu statutul de întreținută și din punctul lor de vedere e un job și unul foarte dificil. În cazul ăsta, doamna Bilă stimulează foarte mult cutuma asta, clișeul ăsta. E nedrept. Nu cred că putem generaliza. Și n-a spune că ăsta e un clișeu. E poate un defect de țară sau poate că eu însămi sunt victima unui clișeu. Se spune despre românce, despre româncele frumoase, că sunt profitoare, că sunt capabile să se îndrăgostească mai degrabă de card decât de bărbat. Nu e un privilegiu să fie întreținută, pentru că de obicei lucrurile astea tind să se întoarcă împotriva ta. Normal, micul dejun, ce să faci când te trezești? Mai bine faci un sex înainte și după aia fiecare se repede, fiecare întreaba lui. Dar în momentul în care ea știe că salvarea vine de la cardul lui, atunci ai dă și lui o foarte mare importanță. Există totuși o anumită cantitate de duioșie și în gestul ăsta. Sunt bărbați cărora le face plăcere uneori să le dea femeilor cardul, să le, nu știu, dacă asta le face o plăcere, le face o bucurie, ei sunt bucuroși să adune roadele după aceea. Dacă ești întreținută în adevăratul sens al cuvântului, adică domnul Arc îți dă cardul sau banii pentru absolut orice cheltuială pe care ai putea să o ai, ție poate să-ți placă până în pânzele albe, nu știu ce haină, rochie, pereche de pantofi sau tunsoare, pentru că domnul Arc o să strâmbe din nas și o să spună: știi că mie îmi plăcea rochia cealaltă. Și tu o să fii un fel de vitrină pentru puterea financiară a domnului Arc. Cred că cel mai bine este ca și doamna Bilă și domnul Biloi să vină cu cardurile acasă.